Bună ziua și bun găsit! Sunt Magda Axinte și ne întâlnim din nou în punctul zero. Mâine este o sărbătoare foarte importantă pentru creștini ortodoxi, Învierea Domnului. Am invitat în emisiune pe Părintele Radu Brânză, preot paroc la Biserica Sfântul Haralambie din Iași, pentru a ne transmite niște gânduri și învățăminte. În rubrica De ce ne îmbolnăvim, vă voi citi din cartea eromonahului Ghelasie despre cauzele spirituale și energetice ale bolilor, iar în rubrica Nutriția terapeutică vă aduc informații despre busuioc. Vă voi prezenta în rubrica Terapia prin lectură cartea unui binecunoscut etnolog din Iași, Ion H. Ciubotaru, Ouăle de Paști la români. Vă invit așadar la o nouă ediție a Întâlnirii în punctul zero. Ne întâlnim în punctul zero cu preotul paroc de la Biserica Sfântul Haralambie din Iași, domnul Radu Brânză. Bun venit la emisiune! Bine v-am găsit! V-am invitat să avem o discuție înainte de sărbătorile de Paște, care cred că va fi binevenită pentru toți telespectatorii noștri. Traversăm o perioadă cu foarte multe schimbări, transformări, agitație la nivel național, global. Foarte multă lume simte această schimbare ca fiind un prilej de schimbare nu doar la nivel economic, ci chiar în special în interiorul nostru, o schimbare la nivel de conștiință chiar. Și atunci foarte multă lume se întoarce către religie, mulți din cei care nu prea aveau aceste preocupări. Și aici a venit și știința în întâmpinare a multe din cele pe care religia le spune de mii de ani. Acum știința vine și le demonstrează metodele lor specifice de cercetare științifică. Vă întreb acum pe dumneavoastră, dacă Iisus, acum 2000 de ani, ne-a spus atât de clar și atât de limpede pentru toată omenirea, cam cum ar trebui să fie traseul nostru în viață, de ce trebuie atât de mult și tot nu reușim să ajungem să învățăm măcar o părticică din, și să urmăm măcar o parte din învățăturile Lui? Au rămas la nivel de metaforă, nu la nivel de manifestare în viața de zi cu zi. Da. Depinde cum fiecare dintre noi ne raportăm la ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos ne cere. Pentru că ați amintit de această transformare care ține de efervescența vieții în general, vreau să vă spun că noi punem accentul în primul rând pe transformarea interioară duhovnicească, transformarea spirituală. Drumul pe care suntem invitați să mergem nu este un drum obligatoriu. Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa aceasta a patimilor, prin moarte pe cruce și prin înviere, de fapt restaurează, readuce la normalitate relația omului cu Dumnezeu. Aceasta, din această perspectivă, înseamnă că patimile, moartea și învierea Mântuitorului sunt un dar, să spun, un cadou general pe care îl face Mântuitorul, Bunul Dumnezeu, către întreaga umanitate. De aici însă, trebuie să trecem neapărat în planul personal. Și dacă procesul acesta mântuitor al învierii Domnului nostru Iisus Hristos este oferit întregii umanități, el în același timp este oferit și mie personal. Dar aici este fundamentală raportarea mea la jertfa Mântuitorului. Sigur că o pot percepi ca un mit, sigur că o pot percepi ca o tradiție, dar dacă înțeleg că, de fapt, existența mea, și când spun existență, mă refer nu doar la asta de aici, și în punctul ăsta nu e nevoie de mari demonstrații. Fiecare dintre noi simțim că suntem destinați unei existenții mult mai mari decât aceasta pământească. Avem în noi această nemurire, o simțim, o percepim, iar Mântuitorul Iisus Hristos prin moarte și înviere este răspunsul. Este calea care mie, celui de astăzi, de aici și de acum, îmi este pusă în față. Deci este drumul acesta care trebuie să mi-l asum prin libertate, dar
pentru ca din locul unde sunt eu să ajung în locul acesta pe care noi îl numim Împărăția lui Dumnezeu, deci la starea aceasta de veșnicie și veșnicia spre fericirii veșnică, pentru că poate să fie și veșnicia nefericirii, a însingurării și a tristeții, care este iadul. Și atunci, deci ca să ajung de unde sunt eu, acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-mi asum un drum. Ori drumul ăsta este cu niște reguli. Este un drum cu privațiuni. Numai că în orice lucru pe care noi vrem să-l facem temenic, e necesară, da, străduința. Am deplină libertate să accept acest drum sau nu? Acest proces de transformare interioară de care minteam la început, este un proces în care trebuie să fii. Tot acest proces de transformare este, de fapt, o cale pe care noi trebuie să ne asumăm în mod liber, să știm foarte bine de ce mi-asum această cale, să știu foarte bine ce este bunul Dumnezeu pentru mine, să fiu convins că să merg pe acest drum și în momentul în care am limpezit toate aceste aspecte, sigur că pornesc pe acest drum, iar de aici încolo este experiența fiecăruia dintre noi, care ne spune că suntem pe drumul cel bun. Ce este cuvântul viu? Care e diferența între cuvântul viu și cuvântul mort? Ce animă? Iarăși, din perspectiva noastră, din perspectivă teologică, mă duc acum cu gândul la începutul Evangheliei după Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era de la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. E de altfel o Sfântă Evanghelie care se citește chiar în zilele de Paști. Auzim aceste cuvinte și aceste cuvinte vin să ne arate că, de fapt, pentru noi cuvântul este Dumnezeu, este Mântuitorul Iisus Hristos și că acest cuvânt este cuvântul care mântuie. Înțelegem în experiența noastră, în viața noastră de zi cu zi, că de asemenea cuvântul și cuvintele trebuie să fie mântuitoare. Dacă în Sfânta Scriptură respectivă, în Evanghelia după Ioan, găsim această minunată exprimare vis-a-vis de Dumnezeu, cuvântul, tot în Sfânta Scriptură găsim aspru sancționată vorbirea fără rost. Și e un întreg capitol dedicat acestui mic mădular care face multe lucruri rele, care este limba noastră. Și sfaturile care ne sunt date acolo sunt tocmai pentru ca aceste cuvinte ale noastre să aibă rolul mântuitor, să aibă un mesaj al vieții, să nu intrăm în ceea ce de regulă se numește limbajul de lemn sau limba moartă, a cuvintelor care s-au golit de conținut, limbajul în care vorbim mult și nu spunem nimic. Exact. Mi se pare foarte importantă această relație a cuvântului conținut în Sfânta Scriptură, dar care neapărat trebuie să fie însoțit de cuvântul Sfinților Părinți. Sunt cei care și-au asumat cuvântul de la Mântuitorul, nu ca un set de legi, de un set de principii, ci ca un fel de a fi. Le-au trăit în acel fel. Exact, un fel de a viețui. Cuvântul viu și cuvântul autentic este cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos și al Sfinților, adică celor care dinaintea noastră au experiat, au trecut prin propria lor existență această trăire a cuvântului de la Mântuitorul Iisus Hristos. Dar virtuțile, ce sunt ele și ce virtuți am putea noi manifesta în fiecare zi cât mai des pentru a putea, într-adevăr, să simțim că evoluăm și învățăm din toate aceste învățăminte care ne sunt transmise? Virtuțile. Da, un răspuns, să spun, din perspectiva dogmatică. Vorbim de cele trei virtuți cardinale, cum ne numim cele mai importante, credința, nădejdea, dragostea. De fapt, virtuții sau virtutea opozit al păcatului sau păcatul opozit al virtuții.
Aici poate că e bine ca fiecare să ne imaginăm viața noastră sau sufletul nostru ca o minunată grădină, cu flori, cu legume, cu ce vreți dumneavoastră. În orice grădină sunt lucrurile frumoase care le cultivăm. Și sigur, în orice grădină apar spinii, pălămida, urzica sau mai știu, lucruri care nu ne sunt necesare. Dacă îți lași această grădină neîngrijită, sigur că în loc să ai lalele sau trandafiri sau legumele care sunt ție dragi, sigur te vei trezi cu o teribilă adunătură de buruieni nefolositoare care îți compromit grădina ta respectivă. Haideți să cultivăm, să ne facem frumoase, da? Lalelele, talentul la pictat, nu? Trandafiri, talentul în forță fizică și așa mai departe, în milostenie, în așa. Și sigur să fim atenți și la cele ale noastre slăbiciuni. Aici este însă vorba de foarte multă onestitate care trebuie să ne caracterizeze și în care, știți cum este, noi ne putem minți chiar și pe noi înșine. Cel mai bine. Nu mai spun de ala de lângă mine. Îl mințim de noi, ne putem arăta sfinți cât vrem. Dar bunul Dumnezeu știe. Deci e un cuvânt cheie în mântuire, da? Este acesta, onestitatea, sinceritatea. În care să atunci, sigur, cu sinceritate, să ne asumăm părțile bune și să le cultivăm pentru bunul Dumnezeu, da? Dar poate că și acele buruieni, poate le găsim sensul lor și atunci poate aflăm că au și virtuți terapeutice. Aici ne ducem. Le învățăm la ce folosesc și le folosim la ce e necesar. Asta dacă ne referim la da, ați luat exemplu din buruienile chiar, din grădinile chiar sunt văzute. Chiar dar interpretarea, vă mulțumesc, observația e foarte frumoasă și folositoare, sper. Aici intrăm în acea altă temă, să spun, duhovnicească, teologică, a folosirii răului, a experienții mele. Mie îmi place foarte mult într-o rugăciune de la Sfântul Maslu. Se spune așa, ori de câte ori cazi, scoală-te și te vei mântui. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să ne cantonăm în păcat, ci să luptăm, să fim. Și atunci eu pot să folosesc experiența mea tristă, dureroasă, o cădere de-a mea, un păcat al meu prin care am trecut. Pot să o folosesc atunci când reușesc să înțeleg că am greșit și în primul rând să ies de acolo. Și apoi, știți, pe principiul la cine faci ca mine, ca mine să pățească, de acolo să încerc, da, să ofer această cădere a mea, dar mai ales să folosesc ridicarea mea, pentru că noi nu punem accentul pe cădere. Știți cum e? Dacă ne uităm la căderile noastre, rămânem în rolul de cârcotaș, așa, rămânem în rolul, da, râdem unul de altul, pierzem, da. De aceea, mult mai important este ridicarea. Aici este farmecul, aici este frumusețea și pe acestea trebuie să le accentuăm și să le valorizăm. Și ieșim din rolul de cârcotaș și atunci ajungem, cum spuneam, la această transformare a răului în bine. Da. Cum frumos a sesizat, că se poate, în orice se poate învăța ceva și iarăși mă duc, mi-a plăcut odată, citeam experiența unei măicuțe care în anii tinereții a avut o cădere, nu contează care, pur și simplu a avut o cădere care a marcat-o foarte mult și datorită acestei căderi toată viața și-a dus-o în deplină pocăință, în deplină smerenie, în deplină. Dacă vreți, este cam aceeași poveste ca în filmul Ostrov, care probabil foarte multă lume l-a văzut, dacă nu îl recomand cu toată căldura. Ori la sfârșitul vieții această măicuță vine și spune așa, că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru acea cădere, pentru că dacă nu ar fi avut acea cădere, nu ar fi avut așa întoarcere, nu ar fi avut așa pocăință, nu ar fi stat în așa smerenie. Dar noi toți primim mesajele acestea prin căderi. Important e să le deslușim și să încercăm să ne ridicăm din... Important, cred că, în primul rând, să știm cine suntem și ce vrem. În momentul în care îmi dau seama, îmi pun împreună cine sunt, da, și toți avem, nu trebuie să faci facultate de teologie sau de filosofie ca să
îți dai seama că măcar o dată în viață fiecare își pune întrebarea, domnule, cine sunt, ce se întâmplă cu mine, voi muri, dacă mor, unde mă duc, aoleu, voi muri, ce mă fac? Ori, ca să revenim la perioada în care ne aflăm și în care vorbim din moarte și înviere, Mântuitorul Iisus Hristos vine și face două lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a făcut și aceste două lucruri îl arată ca fiind adevăratul Dumnezeu. Pe de o parte, este singurul care își dă viața din iubire pentru supușii lui, da? Și al doilea, toți au murit, dar este singurul care a înviat. Și atunci, această înviere a Mântuitorului, de care n-avea, pentru că el e viața însăși, dar întruparea și tot procesul ăsta mântuitor, da? De ce noi viața duhovnicească o ducem între Crăciun și Paște? Pentru că prin Crăciun se concretizează, se întrupează, da? se ia forma aceasta, Dumnezeu se face om, da? Și este împlinirea ceea ce generații la rând, de la Adam și Eva până la întrupare, au dorit, au visat, de-aia sunt proroce, sunt toate, este această căutare, această frământare, ideea de Mesia, da. Care a fost și așteptați. A fost și după Mântuitorul, și așa. Și atunci, de cealaltă parte, este învierea, pentru că învierea vine și, da, și cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci că dacă Hristos nu ar fi înviat, atunci zadarnic ar fi și credința voastră, zadarnic ar fi și propovăduirea noastră. Deci, Hristos prin înviere este răspunsul la întrebările mele de care aminteam mai înainte. Nu înseamnă că moartea aceasta, care e despărțirea trup, suflet, nu mai vine în viața mea. Normal că murim toți. Problema este că în Hristos, și în momentul în care eu chiar înțeleg că Hristos este, că nu este doar o poveste, că nu este un mit, că nu a fost, a murit și a înviat pentru cei de atunci, ci și pentru cel care sunt astăzi și pentru cel care va fi mâine, pentru orice om pe acest pământ care crede în el. Deci dacă eu îl primesc și pe Hristos ca fiind Dumnezeul meu, Dumnezeu cel mort și înviat, dacă ați văzut Sfânta Evanghelie cu care este preotul, pe de o parte are crucea, iar de cealaltă parte a învierii, moartea și învierea. Așa? Ei, în momentul acela, eu chiar dacă sunt aici, încep deja să trăiesc veșnicia. Dar iar și un proces în care trebuie să fii. Pot vorbi ori în șir eu sau altcineva. Dacă nu intrăm în acest proces, vorbile trec pe lângă noi sau nu rezonează. De aceea, încă o dată pun accentul pe cine vrea viață veșnică. Cine vrea, mi-a plăcut foarte mult odată Părintele Patriarh când era la ea și a spus într-un cuvânt că biserica este universitatea vieții veșnice. Da, este locul unde înveți să trăiești veșnic, numai că trebuie să vii la cursuri, trebuie să vii să faci ceea ce trebuie făcut. Un frumos final de interviu, vă mulțumesc foarte mult. Și cu altă ocazie vă așteptăm, știu că aveți foarte multe proiecte și abia aștept să ne mai întâlnim, să ne povestiți. Vă mulțumesc și eu și sărbători fericite la toată lumea. Sărbători fericite. Mulțumim. În rubrica De ce ne îmbolnăvim, vă voi citi fragmente din cartea Medicina isihastă a ieromonahului Ghelasie de la Frăsinei pentru a înțelege mai bine că abordarea holistică a vindecării, precum și depistarea cauzelor spirituale ale bolilor, au fost și sunt o preocupare și pentru călugării creștini ortodoxi. Părintele Ghelasie vorbește despre bolile sufletului și despre sacroterapia ca metodă de vindecare a integralității, adică corp, energie, suflet. Sacroterapie înseamnă terapie vindecare dublă prin suflet și prin corp. Trezirea conștiinței de suflet este primul pas în sacroterapie. Dacă vrei o vindecare a bolilor sufletești și trupești, trebuie început deodată pe două linii, prin conștiința de suflet și prin știința de corp. Nu te complica cu filozofii și concepții de tot felul. Pornește direct și clar. Noi suntem suflet și corp în întrepătrundere.
Sufletul este viul nostru adevărat, iar viul corpului este datorită viului sufletului. Corpul și sufletul însă se influențează reciproc, boala unuia afectând pe celălalt. Noi, în general, uitând de suflet, credem că medicina este doar a corpului. Vrem remedii simple, medicamente, metode mecanice. Trebuie înțeles că noi suntem un complex de realitate, suflet și corp. Medicina adevărată este o medicină integrală și sufletească și trupească. O singură parte este insuficientă și incompletă. Cei care vor o alinare a bolilor grele să caute cu sinceritate această medicină integrală, care este dublă medicină. Începe deci cu reidentificarea propriei existențe. Nu uita sufletul. Corpul și sufletul, în întrepătrundere, sunt întregul nostru viu. Caută să-ți descoperi greșelile de suflet și de corp care s-au făcut cauze ale bolilor. Dă-ți seama ce important este să deosebești binele de rău, sănătatea de boală, normalul de anormal. Vă las acum cu meditația săptămânii. Busuiocul este o plantă cu vibrație deosebit de înaltă, folosită în sfințirea apei și transformarea ei în aghiazmă. Este folosit și în industria alimentară, fiind un condiment des utilizat. Să vedem în minutele următoare și alte utilizări ale busuiocului și cum ne poate îmbunătăți starea de sănătate. Busuiocul este considerat o plantă sacră în țările creștin-ortodoxe, dar și în India, țara de proveniență a plantei. Virtuțile sale terapeutice sunt numeroase. Busuiocul poate fi folosit în bronșită, rinită, sinuzită, febră, gută, afecțiuni gastrointestinale, ateroscleroză, infarct, iradiere. De la busuioc se folosesc frunzele și florile care se pot recolta începând cu perioada primei înfloriri până toamna târziu. Se poate prepara infuzie pentru problemele digestive, crampe, dureri de cap, infecții urinare, răceli diverse. Dacă este consumată zilnic, ajută la vindecarea cefalei. Infuzia se prepară astfel. Se toarnă o cană de apă fierbinte peste o linguriță de plantă uscată și mărunțită, după care se acoperă și se lasă 15 minute la macerat. Pentru a potența efectul vindecător al plantei, se poate adăuga în ceai una sau două picături de ulei volatil de busuioc. Busuiocul are un efect puternic antidepresiv și calmant. Terapeuții recomandă administrarea de pulbere de busuioc și de sunătoare, în proporții egale, câte o linguriță, de 4-6 ori pe zi, timp de 8 săptămâni, pentru îndepărtarea anxietății și pesimismului, a stărilor de astenie și melancolie. Pentru un somn bun și liniștit, pe lângă un ceai de busuioc băut seara înainte de culcare, se mai poate pune lângă pernă un mic săculeț din pânză în care se pune plantă uscată. Poate fi folosit și extern pentru curățarea tenului seboreic, pentru clătirea părului, băi calmante și inhalații în caz de bronșite, rinite și sinuzite. Mirosul de busuioc alungă țânțarii. Pus în ghiveci la fereastră, acționează ca o plasă împotriva intrării țânțarilor în casă. Tradiția ouălor de Paște este foarte veche în țara noastră. Am putea spune că se pierde în negura timpului. Motivele desenate pe ouă au incitat curiozitatea și au fost studiate de mulți etnologi pentru a afla mai multe despre obiceiurile, credințele și tradițiile strămoșilor noștri. În minutele următoare vă voi prezenta o carte a binecunoscutului etnolog ieșean Ion H. Ciubotaru. Pentru a înțelege mai bine obiceiul încondeierii ouălor de Paște, să vedem mai întâi ce simbolizează oul. Încă din vremuri arhaice, el era considerat sursa primordială a vieții pe pământ, a pământului însuși și chiar a universului. Înroșirea oului reprezintă sângele, adică viața, dar și focul purificator, iar formei oului îi este asociat cercul magic cu funcția lui protectoare. Astfel, oul roșu devine un simbol al tinereții, al sănătății și al vieții senine. În cartea Ouăle de Paști la români, etnologul Ion H. Ciubotaru întreprinde o cercetare fundamentală cu privire la acest subiect, cercetare în care rigoarea academică se întâlnește cu expresivitatea limbajului folosit. În lucrarea de față,
găsim interpretări ale simbolisticii ornamentelor pe ouă din diferite zone ale lumii și în special din România. Aceste simbolistici ornamentale de multe ori coincid sau se află în strânsă legătură, indiferent de spațiul geografic în care se regăsesc. Lucrarea lămurește numeroase aspecte legate de mitologia oului de Paști, desleagă înțelesul multor legende, prezintă oul în mentalitatea tradițională, pune problema redimensionărilor ritual-ceremoniale. Citez un fragment din concluziile lucrării. Motivele decorative înfățișate pe coaja ouălor prin simboluri aparțin unor epoci străvechi. Ele constituie un indiciu că la origine nu au fost zămislite cu intenții artistice, ci au alcătuit un limbaj care nu putea fi decât cel magic. Scopul lor era acela de a asigura pe această cale condiții de viață prosperă, de sănătate și liniște pentru toți membrii unei familii. Necercetate la vreme, multe dintre simbolurile arhaice s-au pierdut, iar altele, greu de înțeles, își continuă existența în anonimat pentru că cei ce le-au știut rostul și chiar denumirile au dispărut de mult. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi din ajunul celei mai importante sărbători creștine, Învierea Domnului. Vă mulțumesc pentru că ne-ați răspuns invitației de întâlnire la punctul zero și vă invit să continuați să ne stați aproape urmărind blogul emisiunii și pagina de Facebook. Sunt Magda Axinte și până săptămâna viitoare, când vă dau o nouă întâlnire la TVR Iași, vă urez gânduri senine și sărbători luminate!